La un asemenea festin zilnic, zeci de români trec granița în Serbia și își fac direct rezervări pentru noaptea dintre ani. Este și cazul acestui domn, care, mulțumit de petrecerea de anul trecut, vrea să o repete. Revelionul cu o cazare 70 de euro, revelionul cu două cazare 120 de euro. Aveți inclus și micul dejun? Da, și micul dejun, dacă rămâneți la două cazare, aveți și prânzul. Repriză. Am fost și anul trecut, am făcut revelionul aici, este mult mai ieftin decât la noi, dar nu numai asta, ci poți găsi mâncăruri tradiționale, este vorba de bufet suedez și în acest preț, care include și cazarea, este practic mâncare la discreție, așa cum îi place românilor. Tocmai ca să-i atragă pe români, sârbii nici n-au majorat tarifele, iar când vine vorba despre festinul gastronomic, acesta este total. Românii sunt cu lumea noastră de aici, din Sârbia și din alți locuri. De mâncare avem peste 100 de moade de mâncare și beutura. În banii, deci în 70 de euro, are dormitul și are mâncarea de revelion la 31 de decembrie și beutura cât poate să bea de toată persoana. Aia e atâta ce gândesc, și are plus muzica. Este orchestru de 12 de clanuri. Sârbii fac profituri bune de pe urma românilor pentru că ei sunt clienți fideli ai restaurantelor în noaptea dintre ani. Sunt la primărie care lucră cu statistica. Eu cum știu, cu anii veniți voi aici la hotele și faceți anul nou, cum spunem noi. Și eu cum știu, sunteți mai mulți decât sârbi în hotelul și ăla și ăla. Cam câți e? Cât la sută sunt? Păi eu gândesc 60-70% la sută, deci cum spuneți voi, sunt din la români. Tarifele mai cresc în hotelurile de 4 stele, dar aici condițiile sunt excelente cu piscină, saună, sală de fitness și multe alte facilități. Reprezentanții agențiilor de turism spun că Serbia este un produs turistic care vinde excelent și că au foarte multe solicitări din partea românilor.